2020 pentru Mircea Bravo, pentru subiectele pe care le-a abordat, cum a fost? A fost un om foarte generos, pentru că, așa cum ai spus și tu, am avut multe subiecte de care să ne legăm. Am știut exact unde este atenția omului și atunci am putut să le oferim și mult divertisment. Cred că a fost nevoie mai mult ca niciodată ca omul să fie bine dispus, relaxat și, da, să ne dăm seama cine e important pentru noi. Clipul pe care l-am văzut mai devreme are legătură și cu o realitate. Adică voi vă luați foarte mult teme, nu? Din ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Am văzut realitatea pe care ne-ai prezentat-o în materialul despre musafiri de mai devreme. Da, românii sunt, societatea noastră este foarte savuroasă, știți, de asta tot timpul ziceam că sunt recunoscător, că trăiesc în România, că poate dacă eram în Elveția sau în Norvegia, fumam în subiecte. Într-adevăr, fada e o chestie tradițională în România, știi, că și colindul ăla cu tot pădima mama cu tata și cred că în fiecare familie ne-a plăt unul la unul, dar seamănă un pic, apare sămânța asta de scandal. Și până la urmă trebuie să-l gândim chestia asta. Amuzamentul, cât din amuzament, sau hai să spun, punem întrebarea altfel, cât din componenta asta de amuzament, de fan, a ajutat echipa voastră, pe voi, pe cei care vă privesc, să treacă poate mai bine peste încercările astea din pandemie? Adică, categoric, ați avut un consum, să-i spunem, mai mare în perioada în care mulți dintre noi am stat în casă? Da, am simțit chestia asta. Am simțit că clipul avea mai mult succes decât în mod normal. Poate un clip considerând care succesul în momentul în care poți să ghicești unde e gândul omului. Și atunci știam cum cumva este deja frustrat că stă în casă, ar vrea să iasă și atunci a fost mai ușor să ghicim subiectele. Și automat s-au creat niște cutume noi, atât cu pandemia asta, de care am profitat în clipurile noastre. Cea mai mare temă, cel mai mare subiect la care a rezonat cea mai multă lume și din toate categoriile, care a fost? Păi nu știu. Mașina e un bun, o temă tot timpul vie la român, mașina cea mai bun preț al românului, dar ce să zic, acum pandemia a scos la revială nevoia noastră de socializare, faptul că, nu știu, un pic ne-am dereglat fix, e absolut normal și, ce să zic, anul ăsta, cred că chestia asta cu musafirii cumva reprezentativă pentru români, care, până la urmă, pandemie, musafirii, o chestie sfântă când intră noi în casă. Subiectul următoare, 2021, ce aduce? 2021 pentru Mircea, pentru România. Pentru tine, pentru echipa voastră, pentru voi. Păi, pentru noi vrem să aducă exact aceeași chestie, adică ne place foarte mult ceea ce facem, ne place să creăm clipuri amuzante pentru oameni și cred că dacă reușim să menținem și să găsim subiecte care să bine distrugă lumea, noi suntem fericiți. Dacă o să apară un bonus, ceva, nu știu, niște proiecte mai ample, poate mai bine, dar sunt foarte mulțumiți cu ceea ce facem acum. Mulțumesc tare mult, Mircea Bravo, mulțumesc pentru prezența la Digi24.